Într-o aglomerație de clădiri părăsite în apropierea gării CFR din Cluj-Napoca, există un loc al cărui mister plutește în aer. Dincolo de strada Maiakovski, ai posibilitatea de a-i vedea pe Robert De Niro sau Leonardo DiCaprio în ipostazele care i-au făcut deja celebri. Ca să ajungi, străbați o cărare destul de lungă, plină de scene de acțiune, comedie sau poate drame, depinde de cum a bătut vântul în acea zi. Mii de ore de muncă zac sub tălpile celor care se încumetă să meargă în locul unde filmele se văd altfel, cadru cu cadru. Mare grijă însă, trebuie să-ți păzești picioarele că nu știi de unde apare Harry Potter cu bagheta lui magică. O clădire din vremea comunismului unde doar cei înstăriți veneau să vadă cele mai noi proiecții de filme. Dar acum, fiind părăsită, a devenit adăpostul zecilor de role de film. Role ce aparțin cinematografelor din Cluj, care după ce au fost folosite, nu mai pot fi proiectate. Până la depozitul de role de film, parcă ți-e milă să pășești cu lejeritate, la gândul că sub picioarele tale se află adevărate comori ale cinematografiei, iar de bucățile de peliculă ce atârnă din copaci te ferești ca de pânzile păianjenilor. Un miros greu și apăsător te poate face să zici că totuși este o groapă de gunoi și nu a meritat osteneala. O groapă de gunoi însă, plină de valori, ale anilor 90 și chiar 2000. Dacă ai răbdare și mirosul nu te deranjează prea tare, poți vedea în premieră, prin mulțimea de bucăți de peliculă rupte și aruncate pe aici colo, un film. Doar un om care iubește filmul cu toată ființa și dispune de câțiva bani în plus, față de noi, ar putea să facă din acest loc un punct de interes pentru cei care vizitează orașul. Locul a devenit din ce în ce mai cunoscut, iar omul acesta poate va apărea înaintea regizorilor sau actorilor care au muncit ani buni pentru a avea parte de filme grozave în anii 90. Toți cei care pătrund în acest loc nu îndrăznesc să intre în clădirea care mare puțin și se dărâmă. Doar poze ale artiștilor fotografi îți pot dezvălui misterul ce se ascunde înăuntrul ei. Însă, același peisaj ca cel de afară, în plus niște oameni ai străzii care și-au făcut un adăpost în camerele mai puțin aglomerate. Iată, un loc la o margine de civilizație, plin cu amintiri, istorie și ani de muncă. O groapă de gunoi învăluită în mister, un loc de odihnă pentru monștrii sacri ai cinematografiei, un cimitir mai puțin îngrijit al filmelor.